Și îmi spune ce de frumoasă. Multe probleme sunt ridicate de acțiunea asta cu încheierea partenerilor. Înțeleg că sunt administratori care, mă rog, mai greu se mișcă ceea ce privește colectarea cererilor de la locatari care vreau să închideră partenerilor. Deci, acțiunea aceasta se realizează prin asociațiile de proprietari, așa cum s-a realizat în multe orașe din România. Nu trebuie să depună cetățeanul în această etapă niciun document alături de solicitarea scrisă. Acel certificat fiscal și copii, parte de proprietate și toate celelalte elemente, ci documente se vor depune, se vor prezenta atunci când se încheie contractul. Nu acum. Fiindcă acel certificat fiscal e valabil 3 zile. Să dăm seama, un probabil, nu trebuie niciun certificat fiscal, nu trebuie niciun document. Și acum aș face un comentariu în care, care sper să nu supere, dar în aceeași timp vreau să reclamăm. Sigur, există obligativitatea și vom respecta legea fără niciun fel de, de probleme. Și anume să se acorde, conform legii, loc de parcare persoanelor cu handicap. Fără nicio problemă. Dar a apărut un fenomen în ultima perioadă, încât apare extrem de multe certificate pentru persoane cu handicap. Acum, Doamne ferește, nu este nicio fericire, nu este nicio bucurie, nu este deloc o mod pe cineva care este într-o anume dificultate. Doamne ferește. Dar noi vom sesiza, comisia vom sesiza, vom face verificări pentru a vedea și noi dacă acele certificate de handicap, într-adevăr, sunt adevărate. Fiindcă nu cred că în Pitești există atât de multe persoane cu, cu handicap. Oricum, în pădurea de consiliu local se prevede că înainte de acordarea lucrurilor respectiv, va trebui să realizăm o anchetă socială. Și va fi realizată o anchetă socială. Repet o dată, nu pentru a nu acorda, ci pentru a nu crea anumite animozități și discuții. Fiindcă, de ce spun lucrurile astea? Vin mulți, mulți cetățeni, care spune, domnule, ce handicap are putere spune, domnule, că și nu are niciun handicap, are servicii, e sănătos, nu are niciun handicap. Și el a prezentat totuși un document. Nu știu, o fi real, nu o fi real. Acum, nu cred că vreo analiză în care colesterolul este peste limite, asta înseamnă că are handicap. Nu cred că glicemia mai mare decât înseamnă grad de handicap. Păi și atunci, probabil că foarte mulți trebuie să aibă așa ceva. Deci, vă referiți la cererile pentru parcările de reședință? Da, da, exact. În regulament este prevăzut că persoanele cu handicap, în general, primesc loc gratuit? Da, da. Și este, într-adevăr... Toate persoanele cu handicap, pentru că sunt diverse grade de handicap și de asta... Deci, legea așa spune. Va trebui însă să rămânim și cu asociațiile de ale persoanelor cu handicap, să vedem într-adevăr, să vedem. Dar noi nu ne abate de la lege, să fie clar, Doamne ferește, nu vrem să creăm probleme. Nu încercăm să le rezolvăm problemele, dar va trebui să fim foarte atenți. Fiindcă, știți, noi venim și marcăm parcările. În capătul parcării trebuie să spui și o tablă. Păi știți că costă ți-avaia. Ți-avaia costă, scris, toate costă. Și asta o facem, asta o facem, realizăm lucrul ăsta. Dar în niciun caz, în cazul în care... Și poate că o să și spunem, să vedem ce handicap are. Că am văzut că și membrii ai Curții Constituționale au grad de handicap.
o fi având loc de parcare gratuit, o fi. Nu prima, dacă sunt unii nevăzători, nu am avut loc de parcare. Dar ei vin și cu un document ca poate, mașină? Nu, poate cei care au mașină, poate, nu știu. Dar vin și cu un document ca o mașină? Eu am făcut acest apel. Am făcut acest apel tocmai pentru a preîntâmpina, pentru a stopa acest fenomen. Prezintă, sigur, în legislația europeană spune lucrul ăsta și au gratuitate peste tot unde sunt parcări. Clar, cu plată. Asta nu discutăm. Dar, hai să vedem, este adevărat sau nu este adevărat. Și poate că e bine să știe, poate că printre persoanele respective sunt și oameni cu anumite funcții, în care handicapul ăla nu permite să exercite munca și funcția aia. Știi? Dar poate trebuie să fii foarte atent, tocmai pentru a nu dezavantaja, fiindcă dezavantajezi omul care, cetățeanul care este corect, care își plătește taxele la țicare, față de unul care, nu rog, poate a luat pe alte, că e certificatul de handicap. Știți bine? Nu cred că suntem în situația asta, că într-o comună, trei sferturi aveau de nevăzător și ei aveau autoturism, ei erau plecat până afară.